Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Să ne îndreptăm în această dimineață, în discuția cu voi, prieteni, către sectorul construcțiilor. Care și... le-am rezolvat pe toate. Da, sectorul imobiliar. Astăzi vorbim, nu sunați acum, că acum nu facem cu, sau facem acum cu... Cu ce? Cu aia, cu... Nu. De ce sună lumea? Păi na, degeaba nu, că nu, acolo nu sunăm concurs. Noi. Nu sunați, că nu e concurs. Ei știu ei ceva, că e un concurs puțin mai încolo, dar nu e acum. Acum e altceva. Deci, chestiuni imobiliare. O să difuzăm o registrare, am găsit-o pe net, cred că pe Reddit, pe undeva. Este un domn în Sibiu... E pe TikTok. Pe TikTok e? Da, pe TikTok. Ok, pe una din uimitoarele rețele sociale. Dânsul trece pe stradă și la un moment dat vede la câțiva metri depărtare un muncitor care pune cărămizi la zidul unei case în construcție. Mă rog, este undeva pe la etajul 3, cred. E un bloc. Da. Și observă că domnul respectiv, domnul zidar, folosește aparent spumă. Nu cum am învățat noi de când eram mici, mortar sau ciment sau na, ce se pune. Deci ia cărămida, cărămizile sunt noi. Adică nu au nouțe, clar, evident. Nici măcar nu e, eu cred că e un soi de lipici, că dacă era spumă, spuma aia s-ar fi umflat. Că stai, și nu se vede că se umflă. Mm-hmm. E un lipici, pur și simplu. Păi și spuma tot lipici, de fapt. Chitin iconic, zici? Noi o să difuzăm înregistrarea. Deci vă rog să vă imaginați acest lucru. Omul respectiv stă pe stradă și filmează cum ar veni în curte la vreo 10-20 de metri cu muncitorul dintr-un tub de la cu pompă. Cum e tubul de silicon sau tubul de spumă poliuretanică. Trage așa câte două dungi pe muchia zidului și pune câte o cărămidă, după care mai trage o dungă, două, după care mai pune o cărămidă. Și totul se mișcă foarte repede, adică totul se întâmplă extrem de repede. Mă rog, și cu mortarul merge repede. Și noi avem niște întrebări de adresat după această înregistrare. Vă rog să o ascultați. No, fii atent la la Sibiu. Uite, dita mai blocul. Uite cum sunt făcute zidurile exterioare cărămidă, da? Mă uit, n-am trecut prima oară, zic, bă, ce dracu, nu văd un pic de ciment pe cărămida aia. Când mă uit mai bine, unul pune un zid acolo. Deci cărămizile sunt lipite cu spumă, mă. Construcții noi. Deci el are un tub de spumă acolo și așa lipește cărămizile la zidul exterior de la camere. Văd un pic de ciment. Când am trecut era la rândul de jos. Deci în 5 minute cât am intrat eu la Lidl aici, el a pus 3 rânduri, de, aproape 3 rânduri de cărămide, ca să-ți dai seama. Nu mai ciment, nu mai nimic. Construcții noi, blocuri noi. A scos tubul un pic, mai pune niște spumă, două rânduri, nu prea mult, că... Deci cu un tub de spumă cred că a făcut toate rândurile alea. Ia uite, hop, hai să fim sănătoși. Dă-i cu cărămizi în continuare. Construcție nouă, cărămizi cu spumă. Bun, asta este înregistrarea. Și acum întrebarea e, nu e vreo tehnologie nouă, se zidește cu spumă? Adică e ceva ce nu știm noi, poate acum este mai nou, așa se face, se zidește cu spumă. Doi. E un tub obișnuit, adică nu are vreun tub de un metru cub sau ceva. Este unul de la de se ține în mână. Costă 20 de lei tubul. Dacă te duci la orice magazin de ăsta de bricolaj, 20, 30, în funcție de calitate. Dar cred că mai jos de 20 de lei nu găsești cu spumă poliuretanică. Iar tubul de silicon, uite, nu știu cât costă. Dar nu cred, totuși tot acolo, cred. Siliconul nu cred că se poate. N-are cum nu silicon, că ăla se usucă și n-ai, da. Nu faci treabă. Deci pentru cei care se pricep, mai nou se zidește cu spumă sau ăla face acolo o cine știe ce altceva. Cine știe ce, și după care pune pe deasupra tencuială rigips și decorativa exterioară și cu asta basta, îți vinde casa de zici că e casă nouă și dacă te sprijini de peretele ăla, cazi cu peretele. Hai să vedem. Asta e prima întrebare. 0372069599 pentru cine se pricepe. Și doi, pentru toată lumea. Frate, ți-a avut vreo surpriză când voia să cumpărați sau să închiriați ceva locuință și ați intrat și ați văzut lucruri care v-au lăsat cu gura căscată? Mască. Adică, știi, intri într-o casă, cauți o casă de cumpărat, de închiriat, cred că toți am trecut prin asta. Și intri într-un bloc de ăsta și nu-ți vine să crezi ce observi. Mie mi s-a întâmplat odată, m-am dus să ajut pe cineva care voia să-și cumpere o garsonieră. Și era o garsonieră de-asta construită, nu mai știu pe unde, prin București noi. Și când am intrat, am intrat practic în vestibul, bucătărie și de bara în același timp. Pentru că vestibulul respectiv era, nu cred că avea 4 metri pătrați. Adică era, imaginați-vă un birou mai mare. Uh-huh. Și în stânga era ușa care dădea în garsonieră, în dreapta era peretele și în față peretele, în spate ușa. Pe peretele din față era un aragaz pus,
și în stânga o mașină de spălat rufe, peste care era un blat. Și asta era considerată bucătăria și locul de spălat vase. În dreapta erau puse deja niște cuiere pe perete, adică acolo îți lăsai hainele la intrarea în casă. Și asta era tot, aveai loc să te întorci spre stânga, nu făceai niciun pas. Te întorceai spre stânga și intrai în garsonieră, care n-avea niciun spațiu de depozitare, niciun balcon, nimic. Și asta era tot. Garsoniera aia cred că avea 13 metri pătrați cu totul. Și omul respectiv, la vremea aia, asta mă rog, era în vremea crizei imobiliare, cerea o sumă uriașă. Și eu eram lui, nu-mi venea să cred că cineva ar putea să proiecteze așa ceva și altcineva să construiască și în sfârșit cineva să vândă. Dar asta a fost surpriza pe care am văzut-o la o garsonieră nouă, în zonă bună, la un sfert de oră de centru capitalei, cum se spune. Da, 0372069599. Două întrebări, dacă mai nou se zidește cu spumă poliuretanică și nu știm noi. Și doi, ce surpriză ați avut când căutați un apartament de cumpărat sau de închiriat? Au venit foarte multe mesaje, cum era de așteptat, și la fel de așteptat era că e o tehnologie nouă, mă rog, nouă în România, că ne scriu ascultătorii noștri, în vest se folosește de mai bine de 10 ani, okay. Și este un nou adeziv, un fel de spumă, dar nu-i spuma aia poliuretanică pe care o cunoaștem noi, și care e chiar mult mai scump, poate să ajungă până la 80 de lei un tub. Și oare deci, cu un tub de ăsta cât se poate zidi? Adică mă întreb dacă ești mai ieftin, nu? Că mortarul nu, e mai scump decât mortarul, dar este mult mai eficient, merge și pe temperaturi negative, adică poți să construiești, nu mai depinzi de vreme. Și ce e tare. Mult mai curat. Ia, domnule, să îmi fac și eu principalele vreo atribute. Două, trei ziduri cu adeziv de ăsta, că sunt curios. Două tuburi și niște cărămizi și vezi ce... Daniel, bună dimineața! Construiești ceva în curte. Da. Neața. Bună dimineața! Bună dimineața! Salut! Aud. Da. Da, te ascultăm. Noi acum avem două întrebări, că prima întrebare am lămurit-o, dacă se poate zidi cu tub de ăsta, și doi, dacă te-a luat cineva, dacă te-a luat ceva prin surprindere vreodată într-o proprietate pe care ai vizitat-o. Da, eu sunt inginer proiectant de rezistență, da. Deci de-aia am și sunat. Mulțumim! Există, într-adevăr, spuma aceasta. Nu e ieftină, cum a spus dumneavoastră, că la 20 de lei e un pic mai scumpă. Se folosește și pentru fixarea. Dar nu ne-am lămurit. Aia este spuma poliuretanică despre care vorbeam. Dar înțeleg că acum există ceva, un adeziv special pentru ziderie. Da, da. Dar nu se folosește la zideria portantă, la structurile pe ziderie portantă, niciun caz. Și doar la, probabil, fiind vorba de un bloc acolo, probabil că are o structură în cadre. Așa era. Și pereții acestea de zidărie sunt doar de umplutură. Așa care este. Nu au rol structural, au doar de compartimentare sau închidere. Bun. Și... Dar acum, domnul inginer constructor, dacă tot ne-ați sunat, cum ne putem da seama noi, cei care nu ne pricepem, dacă o casă e făcută bine sau e făcută prost? De fiecare dacă mă duc să fac evaluări de locuințe, solicit cartea tehnică a construcției. În care există această carte construcții, procese verbale din timpul execuției. Să vadă ce materiale s-au pus în operă, dacă s-au pus corect în operă. Deci asta trebuie în primul rând să ceară cineva. Cartea tehnică a construcției. Dar care e siguranța că... Adică cine face cartea tehnică? Care e siguranța mea că ce scrie în cartea tehnică este și adevărat pe teren? Păi, sunt mai mulți factori implicați în procesul acesta. De la investitor, care e obligat prin lege să întocmească această carte tehnică, diriginte de șantier, proiectant, care este obligat să urmărească execuția lucrării, să semneze procesele verbale. Deci trebuie să fii detectiv. Trebuie să fii detectiv. Nu. Legea obligă să ai un proiect după care să execuți, să ai un diriginte de șantier care să urmărească un responsabil tehnic cu execuția din partea constructorului. Până la urmă sunt oameni care își asumă responsabilitatea pe ceea ce semnează acolo, da. Mă gândesc. Mulțumim tare mult! Ioana, bună dimineața! Bună, Ioana! Bună! Bună, Ioana! Dimineața. Te ascultăm! Surpriza mea, sau spre surprinderea mea, da. Am găsit o garsonieră, cum spuneați dumneavoastră, foarte mică, cu ceva de genul 10-12 metri pătrați, și mi se spunea, dar are și duș. Și eu am fost șocată, pentru că acasă, la țară, aveam casă cu camere de 5x5 și baie mare, făcută în 1975. Nu, adică credeți, avantajul la cumpărare era că avea duș?
Da. Poți să întreb când se întâmplă asta? Pe buletinul nostru, că venim de la țară, ni s-a spus, dar are și duș, dar noi aveam din 70 bai, adică... Poți să întreb în când se întâmplă asta și în ce oraș? În 93, în Oradea. Alte vremuri. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim tare mult. Emil, bună dimineața. Emil a plecat, nu-i nimic. Îl avem pe Alin alături de noi, Nața. Salut, Alin. Bună dimineața. Bună. Salut. În principiu am sunat pentru spuma, în ghilimele, spuma care ne-am lămurit. A filmat-o domnul, dar s-a lămurit, a spus predecesorul meu, domnul inginer, este o tehnologie care se folosește deja de ceva timp, în special... în țările puțin mai dezvoltate. Pot să dau numele unui tehnician care lucrează și face demonstrativ acest tip de adeziv. N-are rost, am înțeles, nu, ne-am lămurit. Ok, deci se folosește, au niște nuturi speciale, nu se face la structura de rezistență. Mulțumesc. În principiu, noi românii, na, filmăm fără să știm. Păi și după aia încercăm să creăm content. Păi de asta am întrebat, ca să ne lămurim. Da, da. Poate a văzut și altă lume videoclipul respectiv. Există și nu se folosește la îmbinările de la structură, doar la pereții despărțitori. Mulțumim. Mulțumim tare mult. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.